Din răzbunare față de un client, o prostituată din Australia care a incendiat o casă a luat, fără să știe, viața a 3 oameni, inclusiv cea a unui copil de câteva săptămâni. Conform știri de Cluj.ro, Jenny a apărut miercuri în fața judecătorilor de la Curtea Supremă din Victoria. Audierea a avut loc printr-o conferință video în care femeia a participat la penitenciarul pentru femei, acolo unde a fost dusă după ce a fost acuzată de o triplă crimă, scrie Daily Mail. La etaj dormeau soții Abby Forrest și Inda Sohal, alături de fica lor Ivy, în vârstă de 3 săptămâni. Ținta vizată ar fi fost însă clientul femeii, care a închiriat o cameră în casa respectivă, însă acesta nu se afla în acel moment în interiorul imobilului. Cei doi soți se mutaseră și ei cu chirie cu doar câteva săptămâni înainte de incendiu. Trupurile lor au fost găsite carbonizate după ce pompierii au reușit să stingă flăcările. Femeia a fost inițial acuzată de crimă și incendiere, însă judecătorii au decis ulterior să retragă ultima acuzație. Ea va fi trimisă în judecată în următoarele săptămâni, relatează știri de Cluj.ro. Astfel de pățănii se întâmplă și în România, de un bărbat a avut parte de o adevărată surpriză neplăcută, în timp ce se afla la o prostituată din județul Maramureș. Doi indivizi mascați au dat busa în camera în care se afla împreună cu femeile și l-au tâlhărit.